când tarotul, da? Tarotul din tine și înțelegi lucrurile așa sau altfel și aha, da? Simbolic se proiectează în afară. Când tarotul e cu cărți, cât de mult nu le aranja, da? Să nu fie întoarse, le amesteca, le lăsa să se odihnească, să zicem, ca și pâinea când dospește, da, da. Da, trebuie să fii foarte cu cărțile tale, să te comporți foarte adecvat, da? Cu respect și cu drag și cu tine, da? Și se proiectează ce trebuie. Și te minunezi, da, le deschizi și sunt unele întoarse și invers. Și tu zici, și Dumnezeu, că le-am întors, ieri le-am aranjat și le-am lăsat foarte, da? Tarotul începe altfel să lucreze, magic. Înainte cum era? Săreau din mână, da? Programările vechi. Gata, nici pe sariele din mână, da? Când începi să le desfaci, e una întoarsă, una e sucită, alta e și zici, ce Dumnezeu, cine a umblat în, da? Ele vorbesc, ele sunt magice, cărțile, vorbesc. Tarotul tău vorbește. Îți povestește tot de ce ai nevoie, tot. Dai întrebarea, pui întrebarea, da? Atât. Și... îți dă răspunsul, Dar cumva, în timp înțelegi cum e. Deja cam știi spre ce e vorba, dar un fel de, da, ia să vedem, chiar așa îi, da, e așa. Și cum ai înțeles tu, așa îți tarotuie cărțile. E superb, Da. Acolo ești. Okay.